O să începem. Bună tuturor! Sunt Cristina Teodorescu. Sunt mamă de Luca, de 8 ani jumătate și de mai bine de 4 ani sunt mare iubitoare de uleiuri esențiale. Iar azi vin în fața voastră ca și educator Diamond Club pentru a vă împărtăși din ce am învățat eu anii aceștia, din cunoașterea și din experiențele mele. După fiecare webinar, spun că la următorul sigur nu voi avea emoții, dar am înțeles între timp că sunt parte din mine și cred că nici nu aș putea să vă transmit la fel de bine ce înseamnă doTERRA pentru mine și cum mi-a schimbat viața în ultimii ani, fără emoție. În acest martie am ales să vorbesc cu și pentru mame și viitoare mame, pentru că am observat de-a lungul timpului că cele mai mari temeri legate de folosirea uleiurilor esențiale apar atunci când vine vorba de utilizarea lor pentru copii. Îmi doresc tare mult, ca urmare a acestui webinar, să vă provoc și să vă stârnesc curiozitatea cât mai mult. Îmi doresc să vă fac să vă puneți întrebări sau să-mi puneți întrebări și să căutați răspunsuri, iar mai apoi, după studiu și informare, pentru că da, e mult, mult de lucru, să integrați uleiurile esențiale în modul vostru de viață. Visul meu măreț e să văd în jurul meu cât mai mulți părinți asumați și siguri pe ei, care nu se tem să ia decizii legate de sănătatea lor și a copiilor lor. Înainte de a vă povesti lucruri concrete despre uleiurile esențiale, aș vrea să vă împărtășesc cum a început călătoria mea cu doTERRA și care a fost motorul care m-a făcut să iau decizia de a utiliza uleiurile esențiale. Și nu vreau nici cum să sar peste partea aceasta, deși poate unii au auzit-o la seminariile anterioare, pentru că povestea mea are rolul de a arăta celorlalte mame, și zic mame fără să fac vreun fel de discriminare, pentru că noi suntem de obicei cele mai panicate când vine vorba de starea copiilor noștri. Dați eu așa un mod mai lejer de abordare a situațiilor, dar nu e un mod rău, da? Nu e un stil rău, e bine, fiecare cu modul lui, dar de aceea zic eu că vorbesc mai mult pentru mame. Deci vă spunem că povestea mea are rolul de a vă arăta că ceea ce simțiți și experimentați încă din sarcină și mai apoi în primele luni de viață ale bebelușului și mai apoi când copilul intră în colectivitate, tot e perfect normal. Vreau să vedeți că toate avem aceleași temeri, poate cu intensitate diferită, avem aceleași întrebări și toate ne dorim același lucru, să le fie bine micuților noștri. Doar că pentru asta e nevoie de informare, de răbdare și de deschidere. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. E nevoie să ne cunoaștem foarte bine pe noi, emoțiile noastre, să ne autoeducăm și să schimbăm unele credințe și convingeri limitative cu care noi am fost crescuți. Și aș vrea să repet aici, să schimbăm convingerile limitative cu care noi am fost crescuți. Nu contestăm și nu negăm ce am primit bun de la părinții noștri, dar am fost crescuți cu unele programe greșite, pe care de foarte multe ori, cu sau fără intenție, le imprimăm copiilor noștri. E unul dintre subiectele care aș vrea să vă provoace întrebări. Dar nu acum și aici, ci întrebări către voi. Gândiți-vă ce vă spuneau părinții voștri și nu vă plăcea și vedeți dacă nu cumva și voi ați ajuns să spuneți sau să faceți același lucru în raport cu copiii voștri. Gândiți-vă ce ați simțit voi atunci. Asta simt și ei acum. Așa. Și să revenim la începuturile mele uleioase. Auzisem de uleiurile esențiale cam cu un an înainte să le folosesc, de la prietene, dar eu, din lipsă de cunoaștere și de informare, nu puteam să înțeleg cum câteva
picături de ulei esențial te pot ajuta să fii bine. Bineînțeles că tot scepticismul meu provenea din lipsă de cunoaștere și am ales să trăiesc în ignoranța mea încă o bucată de vreme, până când sufletul meu de mamă se simțea atât de vinovat încât a început să strige la mine. Nu știu dacă ați simțit vreodată asta. Să strige interiorul vostru la voi, să vă treziți. Asta făcea sufletul meu, că nu era normal ce se întâmplă. Și anume, băiețelul meu, Luca, a început să colectivitatea și odată cu aceasta, cine are copii la creșă, la grădiniță, știe despre ce vorbesc, au început un amalgam de emoții și de trăiri pentru noi. Mi-a fost foarte greu mie ca mamă să rup cordonul umbilical și după 2 ani petrecuți clipă de clipă cu el, să-l las în brațe străine, să nu știu cum este toată ziulica, dar și mai greu a primit el această schimbare de oameni noi, de locuri noi, de lipsa confortului de acasă, de teama de necunoscut, toate și-au pus amprenta pe corpul lui, pentru că ceea ce simțim emoțional ne impactează la nivel fizic. Corpul nostru își pierde din putere și din vibrație și toate trăirile noastre ajung să se răsfrângă undeva în organism. La momentul în care ne-am hotărât și am primit uleiurile esențiale în casa noastră, erau deja 2 ani de când Luca mergea în colectivitate. Da, bine, mergea e un pic cam mult spus, că 2 săptămâni da și una ba. Eu una mi-amintesc prin ceață acești ani, cu vizite dese la pediatru, mult prea dese, zic eu acum, rememorând acea perioadă. Șocul a fost cu atât mai mare pentru noi cu cât el nu a avut nicio provocare fizică în primii 2 ani de viață, cât a fost acasă, nici măcar o banală viroză respiratorie. Și acum ajunsesem să mergem săptămânal la medic. Eu știam că am un copil senzorial, toți ne cunoaștem copiii foarte bine, dar nu mă așteptam chiar să aducă acasă tot ce găsește pe la grădini. Ajunsesem eu și soțul meu să fim foarte frustrați și să ne simțim foarte neputincioși că introducem atâtea substanțe sintetice în corpul lui micuț. Îmi amintesc că atunci când auzeam că începe iar să tușească sau să facă febră, începea calvarul și nu exagerez când zic calvar. Așa îl simțeam noi atunci, pentru că acum văd cu alți ochi situațiile similare. Ne gândeam ce să-i mai dăm acum ca și tratament. Oare când găsim un loc la pediatru, că mereu e foarte aglomerat. Oare cu cine lăsăm acasă ca noi să putem merge la serviciu? Și la asta se adăuga tot disconfortul copilului, se adăugau nopți nedormite, foarte, foarte mult disconfort și stres. Acest cumul de oboseală și neputință și acest scenariu care se repeta periodic pentru noi, m-au făcut să deschid ochii și să accept, în sfârșit, alt mod de abordare a sănătății noastre. Nu am știut la acel moment că uleiurile esențiale nu mă vor ajuta doar să susțin organismul în provocările noastre zilnice, ci efectiv îmi vor impacta viața, ne oferă zi de zi echilibru și armonie în familie, și ne susțin sănătatea ca un întreg, fizic, emoțional și mental. Doterra ne-a făcut dependenți de stările de bine, de nopți liniștite, de refacere rapidă. Și aici fac o paranteză, că tot am adus vorba de dependență. Sunt întrebată des dacă uleiurile esențiale creează dependență și vă spun din start că nu. Nu creează dependență, nu așa cum o știm noi ca și termen, că ești dependent de o substanță. Nu știu, sunt oameni care spun că nu se pot trezi, nu pot face nimic până nu beau cafeaua. Ei bine, nu o să vă ceară niciodată corpul tămâie că, auzi, eu altfel n-am de gând să funcționez astăzi. E mai mult de atât. E cum îmi place mie să zic, un stil de viață. Doterra e prevenție, e rutină. E un obicei sănătos care ne scutește practic pe termen lung de alte situații neplăcute la nivel fizic.
Și haideți să vedem ce sunt uleiurile esențiale pentru a înțelege cum ne ajută ele real. Noi ne bucurăm zilnic de niște daruri de la natură, de care câteodată nu suntem conștienți. Le considerăm așa ca un drept și nu ca un cadou de la natură. Și anume aer, apă, mâncare și sănătate. Și da, există un dar al naturii menit să ne susțină sănătatea, plantele și respectiv uleiurile esențiale pe care acestea le conțin. Uleiurile esențiale sunt compuși chimici aromatici, da, volatili, ce se găsesc în diverse părți ale plantelor, de la semințe, coajă, tulpini, rădăcini, flori, scoarță, rășini, și care acționează în interiorul plantei ca un remediu atunci când aceasta este atacată de diversi factori externi, da? Când planta e bolnavă, când e atacată de dăunători sau orice altă substanță nocivă. Cum plantele și corpul nostru au o compoziție foarte asemănătoare, atunci când noi folosim uleiurile esențiale, acestea se simt într-un mediu familiar și încep să lucreze în beneficiul nostru, exact cum lucrează în beneficiul plantelor. Îi elimină toxinele, oxigenează celulele, întărește sistemul imunitar. Îmi place aici să menționez că încă din trecutul îndepărtat, marile civilizații au recunoscut capacitățile uleiurilor esențiale. În Egipt, hoții de morminte, dacă erau pe fugă, lăsau aurul, dar furau uleiurile esențiale pe care le găseau acolo. Primele înregistrări medicale din China ne arată că se foloseau uleiurile esențiale. Hipocrate, părintele medicinii moderne, a folosit uleiul esențial de oregano în practica sa. Și știm cu toții, tămâia și smirna au fost două dintre darurile de naștere pentru Isus. De-a lungul timpului, chimiștii au studiat compușii plantelor și pe o parte dintre ei au reușit să-i recreeze sintetic în laborator, oferindu-ne medicamentele pe care noi astăzi le găsim în farmacii. Nu ar fi asta problema. Din păcate însă, la acești compuși sintetici au adăugat aditivi chimici și au făcut modificări care sunt străine corpului nostru și care creează efecte negative pe termen lung prin inhibarea receptorilor noștri naturali. Doar ne sunt suprimate simptomele, dar cauzele reale ale afecțiunilor sunt încă acolo. Iar prin introducerea susținută a substanțelor sintetice, reducem practic capacitatea de autovindecare. El nu mai știe ce are de făcut. Doar așteaptă pilula. În mod ironic însă, credem că o moleculă, să zicem așa, da? Creată chimic, sintetic, în laborator, ne ajută organismul, adică alias medicamentele, iar aceeași moleculă, dar creată în mod natural, de plantă, este doar un mit. Practic, credem într-un produs din farmacie, dar nu credem în ceea ce natura ne-a pus la dispoziție. Folosirea naturii în beneficiul nostru nu reprezintă un moft, ci o soluție reală pentru îmbunătățirea calității vieții noastre. Și zic asta pentru că aud asta foarte mult în ultimul timp. A, folosești doTERRA? Da, sunt la modă uleiurile astea, da. Poftim? Adică eu am așa, what? Ce modă? Modă de pe vremea Egiptului antic și a lui Hipocrate? Nu cumva, de fapt, noi, generațiile actuale, am deschis ușor ochii și am început să ne punem întrebări și vrem să ne întoarcem la natură? Dar vă las pe voi aici să vă răspundeți. Continui prin a vă povesti de ce am ales doTERRA până la urmă, pentru că uleiuri esențiale găsim pe toate drumurile, dar dacă un ulei esențial nu este pur,
poate face mai mult rău decât bine prin introducerea în corp de metale grele sau germeni patogeni. Dintre uleiurile de pe piață, doar 77%, nu doar, 77% sunt uleiuri sintetice, sunt făcute în laborator, sunt toxice. De obicei, ele conțin solvenți folosiți în procesul de distilare pentru a obține o cantitate cât mai mare de ulei. 22% sunt uleiuri esențiale naturale, dar alterate, ele pot conține pesticide, fertilizatoare sau alte substanțe sintetice. Și doar, aici era doarul, doar 1% sunt uleiuri esențiale pure, obținute din plante crescute organic și apoi distilate corespunzător. Uleiul esențial, în forma lui finală, ca să fie cu adevărat terapeutic, el trebuie să fie testat și certificat ca fiind pur, potent, autentic și neadulterat. În acest sens, din păcate, fără un standard acceptat pentru calitatea uleiurilor, nu există așa ceva pe piață. doTERRA și-a creat propriul proces de testare, numit CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade. Procesul CPTG certifică faptul că în uleiurile esențiale doTERRA nu sunt adăugate substanțe sintetice sau contaminanți nocivi, care ar reduce din eficiența lor. doTERRA merge chiar cu un pas și mai departe, supunând atât toate produsele, cât și toate ambalajele la o suită de teste pentru a asigura o durată de depozitare lungă și eficient, cu păstrarea nealterată a calității produselor. Ceea ce este absolut grozav e că rezultatele testelor sunt la îndemâna noastră și se găsesc pe site-ul www.searchtoyou.com, unde puteți introduce codul de pe sticluță, îl găsiți aici lângă data de expirare și aveți acces la analizele fiecărui lot. Un alt motiv pentru care am ales doTERRA e raportul corect dintre calitate și preț. Am auzit de prea multe ori că uleiurile esențiale de la doTERRA sunt scumpe sau de persoane care folosesc uleiuri, dar le iau de la plahvar, că costă doar 10 lei. Eu vă întreb așa. Știați că e nevoie de 10.000 de flori de trandafir pentru a produce 5 ml de ulei esențial pur? Sau că e nevoie de 75 de lămâi pentru o sticluță de 15 ml de ulei esențial? Sau știați că pentru 5 ml, deci de 3 ori mai puțin decât sticluța aceasta, da? De ulei pur de iasomie sunt necesare 20.000 de flori culese bucată cu bucată. Și deoarece chimia uleiului esențial de iasomie se schimbă pe parcursul zilei, acestea trebuie culese doar dimineața de vreme pentru a-și păstra proprietățile. Odată ce a răsărit soarele, uleiul esențial din floarea de iasomie nu mai are aceleași proprietăți. Acum vin și întreb. Dacă un ulei pur poate costa 10-20 de lei și putem avea și așteptări terapeutice de la el? Și mai departe întreb, cât valorează de fapt sănătatea noastră și a familiei noastre? Puteți lua creionul în mână de la următorul topic, pentru că dacă aveți întrebări despre utilizarea uleiurilor esențiale, probabil multe își vor găsi răspunsul acum. Bună seara, Cristina, Alexandru, am văzut că ne saluți pe chat. Dacă ai întrebări, o să te rugăm să le păstrezi pentru final, când vom deschide o sesiune de întrebări și răspunsuri. Menționez întâi că orice metodă de introducere a uleiurilor esențiale în corp ați alege, fie aromatic, topic sau intern, efectele nu vor întârzia să apară. Utilizarea aromatică rămâne cea mai comună formă de folosire a uleiurilor esențiale și totodată metoda cu cel mai rapid efect. Micromoleculele de ulei
ajung prin sistemul olfactiv la creier în 22 de secunde și influențează tot organismul, corp, minte, emoții, prin stimularea sistemului limbic, despre care se știe că este centrul emoțiilor și memoriei noastre. De câte ori nu vi s-a întâmplat ca un anumit miros să vă trezească amintiri? Ei bine, sistemul limbic e vinovat pentru asta. Emoțiile noastre sunt cele mai direct impactate de miros, iar acestea, la rândul lor, ne impactează sănătatea. Metoda de folosire aromatică poate fi pusă în aplicare prin folosirea difuzoarelor cu ultrasunete, cum vedeți aici în spatele meu, prin inhalarea din palme, inhalarea direct din sticlă sau folosirea unui difuzor pasiv. Și asta poate însemna orice aveți la îndemână, un disc de bumbac, picurarea pe pernă, lenjerie, picurarea pe o bijuterie de aromaterapie, chiar aplicarea pe păr are un efect grozav prin casă. Lăsați arome în spate, în urma voastră. Foarte important aici să menționez că prin încălzire uleiurile esențiale își pierd proprietățile, așa că nu recomandăm folosirea lor în candele sau în apă foarte fierbinte. Pentru copii, căci despre ei vorbim astăzi, metoda aromatică este cea mai eficientă și cea mai sigură. Și nici nu îi incomodăm cu nimic, punem un difuzor în cameră și toată lumea se bucură de beneficiile lui, fără să-și dea seama. Copiii nu au restricție la numărul de picături folosite în difuzor față de un adult, spre exemplu. Numărul de picături de ulei esențial se stabilește în funcție de mărimea camerei. La o cameră micuță, gen dormitor, sunt suficiente 3-4 picături de ulei esențial, iar numărul lor poate crește dacă vorbim de o cameră mai spațioasă. În sufrageria noastră, spre exemplu, la 20-22 de metri pătrați, pun 6-8 picături de ulei esențial pentru o medie de 4 ore. Asta trebuie să mă hidratez, altfel rămân fără voce. O altă metodă de utilizare a uleiurilor esențiale este metoda topică. Aici e un subiect un pic mai amplu, pentru că aplicarea topică înseamnă folosirea uleiurilor esențiale direct pe piele. În următoarele 2 minute de la aplicare, acestea ajung în sânge și mai apoi în tot corpul, acționând acolo unde este nevoie, acolo unde, practic, molecula de ulei esențial găsește dezechilibre. Pentru utilizarea topică, doTERRA clasifică uleiurile esențiale în 3 categorii și avem uleiuri ce nu trebuie diluate, au pe ele simbolul N, NIT, nediluat, sunt uleiuri blânde, sunt uleiuri cu risc scăzut de a crea sensibilitate la nivelul pielii, cum ar fi tămâia, lavanda, melaleuca, roinița, santalul sau mușețelul. Sunt uleiuri cu semnul S, sensibil. Sunt acele uleiuri care necesită diluare când se aplică copiilor sau persoanelor cu sensibilitate ridicată. Și aici sunt majoritatea citricelor, ghimbirul, eucaliptul, menta. Și mai sunt uleiuri cu semnul D. Atenție la ele, trebuie întotdeauna diluate. Sunt uleiuri fierbinți, cu o chimie foarte puternică, cum ar fi scorțișoara, cuișoarele, oregano, cimbru. Când vine vorba despre copii, referitor la greutatea lor corporală și la pielea foarte sensibilă, subiectul diluării necesită un pic mai multă atenție. O să găsiți în mediul online mai multe exemplificări de diluții, dar ca să fie ușor și să nu ne pierdem în procente și în cifre, o să vă spun că până în 12-14 ani e recomandat să folosiți în 10 ml de ulei purtător atâtea picături de ulei esențial cât vârsta copilului. Anul și picătura. În perioada acută se poate dubla sau chiar tripla cantitatea de ulei esențial.
Diluarea uleiurilor esențiale se face printr-un ulei purtător, pe care îl menționam mai devreme, mai exact cu ajutorul unui ulei vegetal pur, care are rolul de a încetini procesul de absorbție al uleiului esențial în piele și de a-l împiedica să se volatilizeze. Pentru că asta se întâmplă. Dacă punem ulei esențial pur pe piele, acesta se volatilizează. Uleiul purtător, în schimb, creează o barieră care ne ajută să beneficiem de toate proprietățile uleiului esențial. doTERRA ne pune la dispoziție uleiul fracționat de cocos, dar puteți folosi și ulei de măsline extra virgin, ulei de migdale, ulei de jojoba, de sâmburi de struguri sau orice altceva vă place. Însă verificați calitatea lor, să fie uleiuri pure. O atenție deosebită trebuie acordată uleiurilor citrice, care sunt fotosensibile, iar după aplicarea lor pe piele se recomandă evitarea expunerii la lumina soarelui sau alte surse de lumină UV. De asemenea, evitați aplicarea uleiului esențial în urechi, nas, ochi sau alte zone sensibile. Dacă aveți totuși o situație neplăcută, un accident, da? Ștergeți zona și aplicați, atenție, ulei vegetal și niciodată apă, pentru că apa intensifică efectul uleiurilor esențiale. Dacă alegeți să faceți băi cu uleiurile esențiale, atenție și aici, uleiurile nu se dizolvă în apă, iar pentru o eficiență maximă, dar și pentru protejarea pielii, recomandăm amestecarea lor în prealabil cu un solvent natural, la fel ce vă place, ce aveți în casă, sare de mare, bicarbonat, miere. O altă întrebare des întâlnită referitoare la aplicarea topică este unde aplicăm în funcție de nevoi. Și avem așa, pentru suportul respirator, aplicăm pe piept, pe gât, pe zona sinusurilor, pe spate, în zona omoplaților, în spatele urechilor, dar de asemenea putem aplica pe tălpi sau pe coloana vertebrală. Pentru un somn liniștit, aplicați pe încheieturi, pe tâmple, pe frunte, pe coroana capului, și de asemenea pe tălpi, coloană vertebrală. Când vine vorba de concentrare și focus, la fel rămânem în zona coroanei capului, ceafă, tâmple, zonele de puls. La fel pentru energie, sunt cam aceleași zone ca la concentrare și focus. Pentru digestie, aplicați pe abdomen, pe tălpi și pe coloana vertebrală. Pentru dureri, e bine să mergeți direct pe zona dureroasă sau tălpi și coloană vertebrală. Când vine vorba de emoții și stări anxioase, eu recomand aplicarea în palme, inhalarea și apoi surplusul de pe palme, aplicați-l pe gât, pe tâmple, pe ceafă sau tălpi. Atunci când pur și simplu nu știți unde să aplicați, cred că v-ați dat seama din tot ce am spus până acum, nu veți da greș aplicând pe coloana vertebrală și pe tălpi. La folosirea topică, vreau să mai menționez și protocoalele Symphony of Sales. Avem și o carte în acest sens, o găsiți pe Dostor. A mea e uleită, văd că. Da, la cât e folosită, mă mir că mai e cu coperțile întregi. E o colecție de 19 tehnici de aplicare a uleiurilor esențiale. Este creată de Boyd Truman pentru a aduce armonie fizică, emoțională și spirituală pentru corp, minte și suflet. Fiecare tehnică de aici se concentrează pe un anumit sistem, da? Sau zonă a corpului,
cardiovascular, celular, digestiv, echilibru hormonal, boli infecțioase, sistem respirator, inflamații, chiar și sistem neurologic. Și pentru că este o întrebare foarte des întâlnită, da, se pot aplica aceste simfonii, aceste protocoale și copiilor, dar cu precauție. Pentru copiii micuți, dar și pentru cei mai mari, la primele folosiri, nu aplicați mai mult de o picătură din fiecare ulei din protocol. Iar când vorbim de bebeluși, nici măcar o picătură, ștergeți capacul sticluței de spatele lor atunci când vreți să le faceți această simfonie. Internă de utilizarea uleiurilor esențiale sau ingerarea lor este o metodă intens dezbătută, de unii este contestată și asta pentru că, așa cum vorbeam și mai devreme, pe piața uleiurilor esențiale, doar 1% dintre uleiuri sunt pure, sunt cu grad terapeutic, care pot fi ingerate. De aici pornesc toate dezbaterile pe tema asta și e cumva firesc ca atunci când 99% dintre uleiurile de pe piață nu sunt pure, să auzim că uleiurile esențiale nu sunt sigure pentru folosirea internă. Când vine vorba despre copii, subiectul ingerării uleiurilor esențiale este ceva mai delicat datorită potenței acestora. Sunt foarte puternice. Bineînțeles că fiecare părinte poate decide pentru copilul lui, dar recomandările oficiale spun să se evite administrarea internă copiilor sub 12 ani. Asta nu înseamnă însă că nu puteți utiliza uleiurile esențiale ca și condiment în mâncarea gătită acasă. Cantitatea e prea mică pentru a avea un efect nedorit. Noi, spre exemplu, folosim uleiul esențial de portocală, lămâie sau vanilie de Madagascar pentru deserturile făcute în casă. Puteți utiliza rozmarin, busuioc, oregano pentru a da un plus de savoare mâncărurilor sau orice ulei citric în smoothie-uri, suc de fructe. Doar să aveți în vedere să nu folosiți uleiurile esențiale la temperaturi înalte și nu în cantități mari, deoarece sunt puternice și pot schimba nedorit de mult gustul alimentelor. Spre exemplu, o picătură de busuioc e suficientă pentru a condimenta 6 porții de paste sau 2 picături de portocală sălbatică sunt suficiente pentru aromarea clătitelor sau brioșelor. De asemenea, doTERRA ne oferă dropsuri, dropsurile Onguard Air sau dropsurile de ghimbir, care sunt mult iubite de copii, mult iubite de copii și pot fi consumate fără teamă, dar și bidlețurile Onguard și Peppermint. Să vă arăt cam cum arată. Să vă arăt cam cum arată, da? Am vorbit. Nici nu știu dacă se văd pe cameră. O biluță din aceasta conține 1/4 de picătură de ulei esențial și sunt numai bune pentru micuții noștri. Atenție însă! Sunt și uleiuri esențiale care nu pot fi ingerate. Verificați mereu eticheta pentru specificațiile de utilizare internă. Aici menționez tuia, cedru, chiparos, cam toți brăduții, eucalipt plus blendurile emoționale create de doTERRA. Atunci când începeți să utilizați uleiurile esențiale, indiferent dacă o faceți aromatic, topic sau intern, aplicați deviza less is more, porniți de la cantități și doze mici pe care le veți crește treptat, descoperind ce și cum se potrivește copiilor voștri și lăsând timp corpului să se obișnuiască cu ele. Aș vrea să nu uităm că viața bebelușilor noștri începe în pântec și e foarte important ca tot ce introducem în corp noi, ca mame, să fie natural și prietenos pentru bebeluș. Și deși călătoria prin cele 9 luni de sarcină e un proces minunat, uneori poate fi copleșitor,
În corpul nostru se produc tot felul de schimbări, iar unele dintre ele pot aduce disconfort și toate știm asta din sarcină. DoTERRA vine în întâmpinarea viitoarelor mame cu soluții naturale, începând de la vitamine și până la uleiuri, suplimente și produse de îngrijire naturale, toate menite să amelioreze anumite senzații neplăcute din sarcină. Și aici enumerăm ce știm deja. Tensiunea în sâni, constipație, câteodată depresie, oboseală, arsuri stomacale, greață, sensibilitate la nivelul aparatului urinar, hemoroizi, dureri de spate, vergeturi, retenția de apă în ultimele luni de sarcină sau glicemie mărită, provocări la nivelul pielii sau un somn întrerupt și nu foarte de calitate. Cu excepția uleiului esențial de salvie și de iasomie, care se recomandă doar în travaliu, majoritatea uleiurilor esențiale folosite cu măsură sunt sigure pentru mamă și pentru bebeluș. Așa că dacă sunteți viitoare mămici, bucurați-vă și în sarcină de uleiurile esențiale. În continuare, vreau să vă prezint două kituri special create de doTERRA pentru provocările zilnice ale familiei și ale micuților noștri. Kitul Kids Collection conține 7 amestecuri de uleiuri. Cred că le vedeți și aici la mine. Sunt deja diluate și sunt suficient de blânde pentru copiii de toate vârstele. Miros absolut minunat, iar pe mine recunosc că reușesc să mă uimească ori de câte ori le folosesc. Pentru că da, le folosesc și eu, nu numai Luca. Eu le iubesc și le recomand mereu, pentru că în afară că au puterea de a sprijini corpul micuților noștri în perioade mai dificile, ele au în primul rând rolul de a-i susține pe copiii mici și mari în gestionarea emoțiilor și trăirilor lor. Și puteți înțelege cam pe ce segment acționează fiecare dintre blenduri, chiar și numai după nume. Și avem Thinker, care este blendul pentru concentrare. Este foarte util pentru copiii distrați sau mai puțin focusați. Este un amestec excelent de folosit înaintea examenelor sau pur și simplu acasă, înainte de pregătirea temelor. Calmer este blendul pentru relaxare. Miroase minunat, se aplică seara la culcare, pe încheieturi sau pe picioare, pentru a liniști mintea și a îndepărta agitația din timpul zilei. Acest amestec poate ajuta copiii mai mari să preia controlul propriilor obiceiuri de dormit. Stronger este blendul pentru protecție, da? Puternici. Este un suport imunitar excelent pentru toată perioada anului. Rescuer este blendul pentru calmarea durerii după un joc de fotbal sau după o zi plină de alergături în jurul blocului. Aplicați Rescuer la tâmple, gât, articulații sau chiar pe zonele vizate ale copilului pentru un confort total. Steady este blendul pentru echilibrare. Înainte de a pleca la școală sau la grădiniță, aplicați Steady pe tălpi copilului pentru a promova sentimente de calm și de liniște pe tot parcursul zilei. Aplicați la încheieturi sau pe gât pentru a echilibra emoțiile. Pe noi ne-a ajutat foarte mult când, după perioada de pandemie, când s-a făcut școală online, Luca a reînceput școala fizică și a avut nevoie de un pic de acomodare. Brave este blendul pentru curaj. Poate fi folosit când copilul se simte neîncrezător în forțele proprii, îngrijorat
sau cu stare de anxietate. Acest amestec promovează încrederea în sine, poate fi util înaintea unui eveniment, a unui spectacol muzical, a unei serbări la grădiniță, a unui test sau oricând copiii au nevoie de puțină încurajare să creadă în ei. Tamer este blendul digestiv și deși din denumire înțelegem exact care sunt beneficiile lui, da? La sistemul digestiv, mie îmi place să zic că Tamer te ajută atunci când ți se întâmplă ceva ce nu poți digera. Și nu mă refer la mâncare aici, da? De asemenea, este de folos pentru copiii cu rău de mișcare sau pentru viitoarele mămici despre care vorbeam mai devreme, care au grețuri. Kids Collection este unul dintre kiturile de înrolare și, din punctul meu de vedere, este un început perfect pentru a-i ajuta pe copii să se acomodeze cu folosirea uleiurilor esențiale. Eu vă garantez că acest kit pus în mânuțele lor este începutul unei frumoase prietenii dintre copiii voștri și uleiurile esențiale. Un alt kit pe care îl recomand pentru primii pași în aventura uleioasă este kitul Home sau Family. Le prezint împreună pentru că ambele conțin aceleași uleiuri, doar că în cantitate diferită. Kitul Family conține 10 uleiuri a câte 5 ml, iar kitul Home conține aceleași uleiuri, dar în cantitate triplă, da? Sticluțe de 15 ml, plus cadou un difuzor. Cele 6 uleiuri esențiale și 4 blenduri din componența kitului, și anume tămâie, lavandă, arbore de ceai, lămâie, mentă, oregano, On Guard, blendul de protecție, Breed sau Air, are acum denumirea nouă de Breed, înainte se numea Air, este blendul respirator, Zen Gest este blendul digestiv și Deep Blue, blendul pentru calmarea durerii. Au fost alese special de specialiștii doTERRA, fiind probabil cele mai versatile. Din ce am povestit și în seara asta, știm că uleiurile esențiale se pot folosi la adulți, bătrâni sau copii deopotrivă, chiar și la animale. Diferența o face însă diluția și dozajul, dar respectând regulile menționate mai devreme, privind utilizarea uleiurilor esențiale la copii, raportat la pielea lor mult mai sensibilă, da, decât a noastră a adulților și a greutății corporale mult mai mici, putem utiliza cu succes aceste uleiuri pentru provocările zilnice ale micuților noștri. Și anume, tot ce înseamnă o respirație curată, da? Când avem provocări de gen tuse, secreții nazale, sinuzite și așa mai departe. Se pot folosi cu succes pentru răcirea corpului când situația o cere, pentru concentrare și învățare, pentru un somn de calitate, pentru o digestie sănătoasă și aici la fel implică o gamă foarte largă de provocări, de la indigestii, rău de mișcare, chiar și musafiri nepoftiți. Sunt foarte utile în provocări ale pielii, pișcături, iritații, eczeme, julituri, vânătăi, de toate. Pentru provocări musculare și osoase, ajută pentru o stare de liniște și de relaxare. Ajută atunci când avem disconfort la înghițire, disconfort al urechilor sau disconfort chiar la urinare și reprezintă un sprijin pentru tot așa zisul sistem imunitar. Cele 10 uleiuri esențiale din Home sau Family Essentials sunt alese pentru a îndeplini nevoile comune ale unei familii întregi, de la mic la mare, devenind astfel, din punctul meu de vedere, vedeta kiturilor de înrolare. Un început foarte bun.
Am vorbit despre cum îi putem susține pe copiii noștri în anumite provocări specifice copilăriei și cum îi putem practic împrieteni cu un stil de viață sănătos, pentru că acest lucru trebuie alimentat din pruncie. În următoarele minute vreau să vă prezint pe scurt cum arată o rutină zilnică a lui Luca, care implică și alte produse în afara uleiurilor esențiale, pentru că doTERRA a integrat uleiurile esențiale într-o serie de produse care ne ajută pe noi, părinții, să eliminăm cât mai mult din produsele nocive, mai ales nocive pentru copii. În primul rând, vreau să spun că e mare fan uleiuri esențiale. El e primul care vrea să desfacă coletele, el e primul care vrea să vadă ce am primit nou. El mă trage mereu de mânecuță dacă i s-a terminat un produs și trebuie înlocuit. Iar atunci când are un disconfort, fie el fizic sau emoțional, știe că are aliați de încredere în cutia magică. Ne-am obișnuit să difuzăm uleiuri seară de seară. Avem acasă, cred că, 5 sau 6 difuzoare. E plăcerea mea vinovată, le iubesc. Tot ca un ritual de seară de seară e masatul piciorușelor obosite după o zi plină de școală, de fotbal, de multă, multă alergătură. Pe parcursul zilei, Luca este susținut fizic și emoțional de uleiurile din gama Kids Collection, despre care am vorbit mai devreme, și de suplimentele doTERRA, vitamine, omega, probiotice. Probioticele sunt preferatele lui, a ajuns să le ia ca desert, într-adevăr au și un gust foarte bun de pepene roșu. Vine câte un prieten la el, eu mă distrez și el nu-l întreabă dacă vrea o bomboană, îl întreabă, vrei un probiotic de la doTERRA? Și eu sunt tare bucuroasă că lucrurile se întâmplă așa. Gama Onguard este o gamă foarte utilizată de noi acasă, menită să susțină imunitatea naturală a corpului și e de nelipsit. Folosim uleiul lamasat, dropsurile Onguard pentru durerile de gât, pasta de dinți Onguard o folosim cu succes, nu are flor, o pot folosi și copiii. Spray-ul de mâini Onguard a înlocuit toate gelurile dezinfectante. Bizlețurile, da? Biluțele de care vă spuneam mai devreme, care sunt perfecte pentru copii, având o cantitate mică de ulei pe porție. Plus, am înlocuit în casă toate produsele de îngrijire și curățenie, cărora le-am găsit echivalentul la doTERRA și aici avem geluri de duș, șampon, paste de dinți, creme de corp, detergenți, soluții de curățare, sau geluri, spray-urile de mâini, da? Aș vrea să priviți doTERRA ca un mod de viață, așa cum facem noi, și nu ca niște uleiuri care stau acolo în sertar până vine ziua când doare, doare foarte tare și corpul strigă după ajutor, așa cum vă spuneam mai devreme, că strigă, da? Ajunge să strige. Mi-ar plăcea tare, tare să nu ne lăsăm corpul să ajungă în ziua în care strigă la noi. Nu zic că folosind uleiurile esențiale nu o să ne mai doară, pentru că suntem oameni, pentru că avem emoții, avem trăiri, avem provocări zilnice și suntem diferiți în modul în care primim tot ceea ce vine din exterior. Dar prin prevenție putem duce mai ușor anumite provocări și putem trece mai ușor peste ele. În seara asta o am alături de mine și pe Mădălina Arbeniei. Pe Mădălina o cunosc din totdeauna, la propriu, ne leagă multe. E un om tare drag sufletului meu. Mădălina e mămică de doi delicioși, cum îmi place mie să le spun, Pavel, 3 ani și câteva lunițe, și Sara, care are 5 luni. Sunt sigură, mădă, că și la tine, ca și la mine de altfel, s-au schimbat anumite percepții și modul de abordare al sănătății în momentul în care au apărut copiii. Pentru că de cele mai multe ori copiii sunt cei care ne deschid ochii
și ne pornesc motorul spre un mod de viață mai sănătos sau din ce în ce mai sănătos. Dacă eu v-am povestit despre rutina unui copil mai mărișor, o invit pe Mădălina să ne povestească cum e cu utilizarea uleiurilor esențiale la copii mai micuți, chiar bebeluși. Te ascultăm, Mădă, bun venit! Bună! Sper că mă auziți. Mersi mult, Chris, pentru Te auzi, sigur. introducere. O să încerc scuze că am câteva emoții, sper să nu se vadă prea tare. Eu sunt Mădălina. Așa cum a anticipat deja Cristina, am doi copilași, Pavel 3 ani și 3 luni și Sara 5 luni. Am intrat în lumea Doterra acum 3 ani și jumătate, aproximativ. La fel ca majoritatea, eram destul de sceptică la început. Am început cu un ulei care ne-a convins și pe mine și pe soțul meu, și anume cu oregano. El avea o problemă de care nu reușea să scape, niște veruci plantare, niște veruci în talpă. Și după ce încercasem foarte multe soluții, ca să zic așa, din farmacie, am zis hai să încercăm și cu uleiuri, despre care auzisem, mai citisem câte ceva, dar nu prea mult, nu prea eram informată, de aici și probabil neîncrederea. Ne-a convins destul de rapid, el a scăpat de ele. Era la un pas să ajungă la cuțit, dar de fapt am rezolvat problema foarte ușor și asta m-a convins să îmi fac un cont și bineînțeles că am început cu unul din kiturile prezentate mai devreme de Chris, kitul Home Collection. Chiar mă uitam acum ceva timp în contul meu doTERRA și am observat cât de rare erau comenzile mele pe site înainte să apară Pavel și cum după ce a apărut el am început să comand tot mai des, dovada faptului că le-am și folosit mult mai mult. Asta apropo de ce ziceai tu, că într-adevăr copilul schimbă mult percepția, pentru că știți cum e, noi ca și adulți poate trece mai ușor peste anumite provocări sau, nu știu, din obișnuință și cred că și din, nu știu, n-aș zice nepăsare. Pur și simplu e mai ușor să iei o pilulă decât să... Comoditate. Așa, comoditate, nu venea cuvântul. Exact. E mai ușor să te duci la sertarul cu medicamente, care, apropo, la noi în casă nu există. Dar, în schimb, există rafturile cu uleiuri în mai multe camere din casă. Da, pentru noi ca și adulți e mai ușor. Te doare capul, te dor dinții, te dor măselele, te doare spatele și așa mai departe. Însă atunci când vine vorba de copii, nu știu, mi-am dorit altceva pentru ei de la început și sunt, sincer, sunt foarte bucuroasă că știam despre doTERRA și uleiuri înainte să se nască primul copil, Pavel, și apucasem și să le testăm, deși, cum ziceam, nu le foloseam așa des. Sinceră să fiu, le foloseam mai mult în difuzor și mai puțin topic și intern, dar încet, încet ne-am obișnuit și am început să le integrăm în rutina noastră zilnică. Le-am folosit pentru ambii copii încă de când erau bebeluși. La Pavel, cred că am început la câteva săptămâni, la Sara am început chiar la 3 zile, adică în prima zi când am ajuns acasă din maternitate, am zis că acest copil trebuie să se obișnuiască din prima, și nu vreau să aud de colici sau de alte lucruri, așa că am început de la 3 zile. Am început să-i masez burtica cu un amestec din zenges, mușețel și lavandă, câte o picătură din fiecare. Nu știu dacă a avut sau nu colici, nu știu cum să explic sau să nu explic colici, dar n-am avut nicio zi sau noapte cu plâns, cu dureri de burtică și alte lucruri.
Eu pun asta pe seama faptului că am masat-o de la început și recomand asta tuturor mămicilor, să înceapă cu uleiuri de când sunt bebelușii mici, fără frică din primele zile. Bineînțeles, fiecare o face asumat. Eu mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat faptul că nu i-am dat siropele, Protectis și alte lucruri, dar bineînțeles, fiecare alege ce crede că e mai bine pentru copilul său și eu asta am simțit că e cel mai bine pentru ea și sunt foarte bucuroasă că am făcut asta. Anul ăsta, odată cu nașterea Sarei, Pavel a intrat în colectivitate, a mers la grădiniță, a început să meargă la grădiniță. Apropo de ce zicea Cris că Luca o săptămână mergea și două, nu? La noi, din fericire, nu a fost așa și nu este așa. Din nou, cred că o mare merită uleiurile. El este un copil destul de emotiv și pentru că nu s-a obișnuit tocmai repede la grădiniță, știți cum e mai bine acasă cu mami decât acolo cu mulți copii și oameni străini. Am folosit pentru el foarte, foarte mult uleiurile din kitul pentru copii, pentru că îi place să-l masăm și facem asta aproape în fiecare seară. Am folosit și în difuzor uleiurile din kitul emoțional, ne-a zis foarte mult Chris despre asta. Simt că ne-au ajutat, bineînțeles, i-am și vorbit foarte mult despre ce se întâmplă acolo, dar am observat că pe fond emoțional, avea tendințe de tuse, uneori febră, adică nu era o viroză, dar erau simptome, ca să zic așa, pe care el le, nu știu, și le însușea, drept urmare a faptului că nu prea plăcea să meargă la grădini. Și pentru că mi-am dat seama că ăsta este motivul, bineînțeles că n-am fugit din primele zile cu el la doctor. De fapt, n-am fugit deloc, pentru că nu aveam ce căuta acolo, ci așa cum ziceam, am folosit atât topic, cât și aromatic uleiurile și l-au ajutat foarte, foarte mult. A lipsit foarte puțin, cred că număr pe degetele de la o mână cât a lipsit din cauze de sănătate de la grădini, ceea ce este foarte bine, având în vedere că merge deja de jumătate de an aproape. Și chiar mă bucur, din nou zic, și le spun tuturor celor care au copii, chiar și mămicilor, colegilor lui care lipsesc unii foarte mult, să încerce, că nu au ce să piardă, din potrivă. Cu toate astea, bineînțeles că au mai apărut și la el mici episoade de tuse, muci, febră. O să vă zic un pic cam ce folosesc eu când apare câte o provocare de genul ăsta. Acum am folosit atât la el cât și la Sara, deși ea este foarte bine deocamdată, nu prea am împărțit cu ea ce a adus de pe la grădini. Pentru secreții nazale, cel mai mult folosesc un blend format din lavandă și arbore de ceai. Îl dau așa pe aici, prin jurul nasului. Ajută foarte mult și la refacerea pielii, pentru că el, nu știu, ca toți copiii mici de altfel, preferă să folosească mâneca în loc de șervețel. Nu e prea drăguț ce am spus, dar am observat că majoritatea fac asta și atunci aproape mereu e iritat în zona asta. Și amestecul de lavandă cu arbore de ceai îl ajută și pentru refacerea pielii. Atunci când temperatura corpului e mai crescută, folosesc un rolon în care amestec mentă, lămâie și lavandă. Recunosc aici, apropo de ce zicea Chris, referitor la numărul de picături, el având 3 ani, ar trebui să folosesc 3 picături într-un rolon, dar uneori când simt că e necesar, dublez chiar și triplez cantitatea, adică pun chiar și câte 6 sau 9 picături
din cele 3 uleiuri, câte 3 din fiecare, de exemplu, când e nevoie. Funcționează foarte bine la el, chiar îl ajută. Are și pentru că acest amestec conține și mentă, are și un efect așa răcoritor asupra pielii și chiar, adică nu se opune niciodată, deși stare prea bună, cred că îi dă mereu o stare bună după, plus mirosul, bineînțeles, care e foarte, foarte, foarte frumos. Pentru tuse, folosesc cel mai des atât masaj pe piept, cât și în difuzor, atât seara cât și pe timpul zilei când e acasă și e nevoie. Eucalipt, brad siperian, cedru, cimbru chiparos, pe lângă unguar și er, care sunt aproape nelipsite. Sincer, unguar e chiar nelipsit din difuzor, zilnic îl folosim, în fiecare seară. La noi merge difuzorul noapte de noapte. Acum folosim în dormitor difuzorul acela trenuleț, care a fost în perioada Crăciunului, în shop și are opțiunea de Menționez 5 doar atât, minute. mă dă mă scuz, că este și acum, pentru Ah, cine își scuze. dorește, trenulețul încă este. Ok, nu știam. Vă avertizez că poate fi folosit și pe post de jucărie. Are un buton care, nu știu, îl apeși și chiar face ca un tren. Pavel, bineînțeles că în primele 3 zile se juca non-stop cu el și eu eram ok, dar poți să te joci, dar ai grijă, te rog, că scopul lui este altul totuși. Îmi place opțiunea pe care o are. Pe lângă faptul că poți difuza continuu 3 sau 6 ore, poți difuza și 12 ore intermitent. 5 minute merge, 5 minute se oprește și, nu știu, mie mi se pare perfect pentru noapte, deci chiar e perfect, pentru că pun uleiul seara și până a doua zi dimineață el continuă să difuzeze. Da, deci ziceam că On Guard este nelipsit din difuzor și în funcție de, nu știu, nevoi pun diferite alte uleiuri. Când nu avem niciun fel de provocare sau cel puțin nimic vizibil, ori îl las pe el să aleagă și el alege pur intuitiv după culorile pe care le preferă sau după, nu știu, după miros, uneori deschide sticluța și alege pentru că nu știe să citească pe sticluță. Las pe el să aleagă câteva. Dacă nu, difuzez de obicei On Guard împreună cu lavandă pentru că ne ajută la un somn bun sau cu aer dacă simt că au năsucurile un pic înfundate. Așa cum ziceam, depinde de provocarea pe care o avem în momentul respectiv. Ce mai folosim și e nelipsit de la noi din casă? Corectix este o cremă micuță, micuță cam așa, nu am acum la îndemână. Este foarte bună în caz de julituri, vânătăi, căzături, accidente de tot felul care se pot întâmpla. A, așa, mersi, Cris. La copiii mici. Eu o folosesc și pentru mâini, în perioada asta care a trecut, de fapt, de iarnă, când aerul e mai, când bate vântul și, nu știu, e mai rece, de obicei mi se mai usucă mâinile și folosesc, e foarte, foarte bună. Nu de foarte mult timp am început să folosim săpunul spumă pentru mâini, On Guard. Nu știu de ce am amânat folosirea lui, l-aveam de foarte mult timp cumpărat, dar pur și simplu, nu știu, nu știu cum să zic, poate grabă, poate lipsa timpului, îl țineam acolo pe raft până într-o zi am zis totuși, trebuie să vină și rândul tău. Și o folosire ne-a trebuit, încât să mai comand încă 3 recipiente. El este lichid, dar are un recipient care transformă lichidul în spumă. Bineînțeles că mai nou Pavel își dorește să-l aibă și la bunici, așa că luna aceasta sigur o să mai comand încă 2 recipiente ca să ajungă și în casele bunicilor, pentru că e preferatul lui. Și dacă înainte, atunci când venea de afară, se uita la mâini și zicea, mame, nu sunt mult, dar pot să nu mă spăl, acum se zice, mă duc repede să mă spăl cu săpunul meu de la Dotera, că sunt murdar, se spală toată ziua pe mâini, doar că îi place foarte mult spuma. Și bineînțeles că eu mă bucur.
Mai folosim în bucătărie atunci când gătim împreună, pentru că ne place să gătim împreună. De cele mai multe ori facem câte un desert rapid, gen clătite, gogoși, brioșe, și atunci folosim portocale și lămâia. A zis și Cris asta, într-adevăr, sunt de ajuns, nu știu, una sau două picături și gustul e perfect. Nu mai folosesc de mult esențe pentru gătit din comerț. Intern lui Pavel până acum nu i-am dat ulei propriu-zis, adică câte o picătură, să zic. În schimb, folosim IQ Mega zilnic, cere siropel de la doTERRA. Este un ulei de pește cu gust de portocală. Bidlețurile, cele micuțe pe care le-a arătat și Chris mai devreme, la fel îi plac. Dropsurile, Air și On Guard. Și am mai făcut amestecul flum în miere. Nu cred că ai zis Chris nimic despre asta. Este un amestec foarte, foarte util, atât pentru adulți cât și pentru copii, când avem provocări respiratorii. Este un amestec format din tămâie, lămâie, oregano, unguard și arbore de ceai, în cantități diferite fiecare, câteva picături din fiecare într-un borcan de miere și mierea respectivă ori se ia cu lingurița, ori se pune în ceai, cum preferă fiecare. Deci aș putea spune că i-am dat și intern în aceste moduri pe care vi le-am povestit. Altfel, masaj, da, pe coloană, pe spate și pe tălpi, îi aplic atunci când consider că e cazul și mai ales atunci când avem provocări respiratorii, îi aplic și câte un protocol din câte o simfonie din cartea pe care v-a prezentat-o Cristina mai devreme. De obicei, pentru că el este încă micuț, dar totuși e obișnuit cu uleiul de când era bebeluș, folosesc ulei purtător și apoi câte o picătură din fiecare ulei, din fiecare protocol. Pentru adulți se pot folosi și două, trei picături, chiar și mai mult. Dar pentru el mi se pare suficient câte o picătură. De obicei, dacă nu are niciun fel de simptomi, le fac mai rar, nu știu, poate o dată pe săptămână, unul. Atunci când apar diferite simptome de răceală, tuse și așa mai departe, îi aplicam la 2 zile un protocol, nu știu, timp de o săptămână, să zic, deci în loc de unul pe săptămână, îi fac două, trei. Uleiurile din kitul pentru copii sunt foarte iubite de el, pentru că dacă le vedeți în spate la Chris, au și niște căpăcele așa colorate, sunt și ele colorate. El zice mereu, astea sunt uleiuțele mele, voi nu aveți voie să vă atingeți de ele, astea sunt doar ale mele. Le avem de când, nu știu, cred că avea un an jumate când le-am luat, cam așa. Și le iubea, dar le iubea în sensul că toată ziua se dădea cu toate. Deci, efectiv, aveam seri în care ne deranja mirosul. Neapărat că ne deranja, dar era atât de puternic pentru că el se dădea cu toate. Deci nu puteai să pui mâna pe el. Era uleios, la propriu. Îi plăceau foarte, foarte mult. Între timp s-a mai domolit și încercăm să le alegem. A început și el să învețe. Culoarea roșu e pentru, tot mă întreabă, albastru pentru ce e, mami? Galben pentru ce e, roșu pentru ce e? Și eu îi povestesc despre fiecare ulei ce proprietăți are. Mai nou a început să se dea și cu parfum, între ghilimele parfum. Eu nu mai folosesc parfum de ceva timp, ci folosesc diferite uleiuri. Îmi place foarte mult cele florale, îmi place roz, îmi place magnolia. Mai folosesc uleiurile din kitul emoțional, Cheer, Motivate, și spun, uite, mami, astea sunt parfumurile mele de la doTERRA și mă roagă, te rog, mami, poți să mă dau și eu cu un parfum de-al tău? Și atunci îl las să se dea. De cel mai multe ori îi dau Cheer sau Motivate și el e foarte încântat.
În principiu, nu știu ce să vă zic. Eu sunt foarte, foarte încântată că le-am descoperit. Pentru asta trebuie să-i mulțumesc Cristinei că mi le-a prezentat și știind că și ea e destul de sceptică și nu mi-a prezentat ceva în care ea nu ar avea de plină încredere. Cred că mi-a fost mai ușor să le accept și să încep să citesc mai mult și să mă informez. Pentru că, așa cum a zis și ea, dacă uneori, poate nu știu, nu avem încredere suficientă când auzim sau efectiv nu credem că doar câteva picături ne pot ajuta, asta cred că vine din faptul că nu știm destul sau nu suntem destul de pregătiți la momentul potrivit. Mereu zic că mi se întâmplă lucrurile atunci când trebuie, deși uneori nu suntem conștienți de asta. Poate am vrea mai repede și acum, atunci când ne dorim ceva, uneori pur și simplu poate nu-i momentul potrivit. Eu mă bucur că poate deși târziu, poate m-ar fi ajutat și mai devreme, dar totuși eu zic că la timp le-am descoperit, mă bucur că le am de când și le folosesc dinainte să fie copii și simt că pot să-i ajut. Adică chiar sunt mulțumită că nu trebuie să ajungem prea des la doctor și să introduc în corpul lor alte substanțe care nu sunt tocmai naturale și chiar sunt bucuroasă că pot să-i ajut în alt mod decât cel cu care am fost noi obișnuiți, poate atunci când eram mici. Nu zic că a fost neapărat rău, dar cred că e mult mai bine acum, că avem și alte soluții prin care putem să susținem sănătatea lor. Și cred că dacă ei sunt obișnuiți de mici, și mai ales dacă și vorbim cu ei de mici și le explicăm de ce pot să apară anumite stări și simptome și așa mai departe, cred că pot să devină și ei adulți echilibrați și care să facă alegeri cât mai bune, să sperăm, pentru ei și pentru cei de jurul lor. Cam atât de la mine. Nu știu, Cris, dacă... De ce pot să zic? Oare face microfonie, nu știu de ce. Intervenția ta a fost balsam pentru suflet, așa, pentru mine. Eu Mulțumesc. îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp cu două găzulici pe lângă tine să fii cu noi astăzi și Cu mare drag, mulțumesc și eu că m-ai invitat. sper cu mare drag și sper să fi observat toată lumea că, practic, a întărit ce am zis eu mai devreme, deși noi nu ne-am vorbit despre ce vom vorbi. Sunt beneficii de la, cum ai zis tu, ai folosit la a treia zi de viață a sarei. Și până la urmă ține de ce își asumă fiecare părinte pentru copilul lui. Înainte de încheiere, doar repede vreau să vă spun că am întâlnit de-a lungul timpului multe persoane care folosesc uleiurile esențiale, ceea ce este grozav, dar cumpărându-le de la o prietenă, de la un coleg din mediul online, dar fără să aibă un cont doTERRA. Și tare, tare aș vrea să știți că sunt niște beneficii atunci când vă faceți un cont. Și aș vrea să le știți pentru a face alegeri înțelepte pe viitor. Cel mai important e că vei avea parte de un îndrumător care te va ajuta cu informații sau îți va facilita accesul la informație, astfel încât să poți folosi corect și eficient uleiurile esențiale. În plus, vei avea un grup și chat de suport al echipei, unde pe lângă îndrumătorul direct și alți membri te pot ajuta atunci când ai nevoie. Ești sigur de sursa uleiurilor esențiale, pentru că da, există fake-uri, fiindcă e ușor să scoți capacul cu sigiliu și să înlocuiești conținutul. Doar cumpărând din contul tău doTERRA poți fi 100% sigur de calitatea uleiurilor cumpărate. Prețul este mai mic cu 25% decât dacă achiziționezi retail.
Nu mai zic de alte surse online, unde sunt mai scumpe și cu 100%. Doar printr-un cont poți să beneficiezi de cadouri și promoții exclusive de la doTERRA atunci când te înscrii, dar și mai apoi la comenzile din timpul anului. Și pentru că valoarea transportului o primești înapoi sub formă de puncte. Iar din puncte îți poți achiziționa uleiuri sau oricare alte produse doTERRA. Dacă te hotărăști să-ți faci un cont doTERRA în următoarele 3 zile de la acest webinar, primești cadourile din imagine, dacă ne ajută Mădă cu următoarea imagine, în funcție de valoarea comenzii. Pentru comenzi de peste 100 de PV, primești uleiul esențial Wild Orange, portocalea sălbatică 15 ml. Pentru comenzi de 200, 399 de PV, primești Wild Orange și Copaiba, iar pentru comenzi de peste 400 de PV, primești Copaiba și Adaptive. Mai mult de atât, dacă în următoarele 2 luni după înrolare continui să faci comenzi lunare de minim 100 de PV, primești cadou câte 25 de puncte. Menționez că aceste puncte PV sunt undeva egale cu euro, deci 25 de puncte, aproximativ 25 de euro. Există varianta de înscriere cu un kit, cum v-am prezentat mai devreme, Home Essentials sau Kids Collection, sau pentru comenzi de peste 150 de PV. Avem o promoție luna aceasta și puteți alege absolut orice produse doriți din shop-ul doTERRA și să le achiziționați fără taxă de înscriere, care e undeva la 20 de euro plus TVA. Pentru a primi cadourile, menționez că e nevoie ca înrolarea să se facă prin intermediul unui educator Diamond Club, cum sunt eu în cazul de față. Dar mai menționez că voi veți avea ca și îndrumător persoana care v-a invitat la acest seminar sau care v-a adăugat pe grupul Donectar și nu pe mine. Eu sunt în faza aceasta doar un instrument, da? Un intermediar ca voi să vă primiți uleiurile. Asta nu înseamnă însă că dacă îmi scrieți sau îmi cereți suportul pe o anumită temă legată de uleiurile esențiale, eu vă voi refuza, nici vorbă de așa ceva. Sunt aici să vă ajut și să vă îndrum și să vă ofer informații. Iar în cazul în care îndrumătorul vostru nu se află în echipa mea, vă pot ajuta să ajungeți la îndrumătorul vostru de drept. Dacă aveți întrebări, eu le aștept cu drag. Puteți deschide microfonul să o faceți. Văd că este o întrebare în chat. Aș vrea să știu ce uleiuri sau pastile, le spunem suplimente, doTERRA sunt pentru deparazitare copii. O să te rog, Cristina, să-mi scrii în privat și o să-ți răspund acolo. Aș evita ca într-un seminar deschis să oferim protocoale exacte, până la urmă ne raportăm la vârsta copilului, la istoricul lui, dar poți să-ți ofer această informație în privat, da? Sau oricine mai are nevoie de această informație, cu mare drag. Dacă nu sunt alte întrebări și nu vrea nimeni să deschidă microfonul, aveți în imagine profilul meu de Facebook și puteți să-mi scrieți acolo. În final, eu aș vrea să vă arăt aprecierea mea că ați rămas aici până la final. Printr-o tombolă rapidă, ce avem în seara asta, ia să vedem. Pentru că sunt convinsă că toată lumea e obosită la sfârșit de săptămână și vrea să se îndrepte către familie, eu vă voi oferi niște numere de tombolă verbal, vă voi spune numele și vă voi oferi numărul. Și vom face extragerea prin tombolă aici, voi șerui ecranul, așa că o să rog pe toată lumea să fie atentă pentru a-și reține numărul. Dacă totuși nu rețineți, webinarul este înregistrat și voi verifica eu ulterior. Cadoul din această seară este un ulei de peppermint, mentă, 15 ml. Așadar, haideți să începem cu alocarea de numere. Să știți că o să evit pe cei care se află în echipa mea, se știu ei veteranii, da? Deci nu pe altcineva. Avem Livia Armeniei, numărul 1, Raluca Ivănesei, numărul 2,
O să sar pe Andreea, o să mă ierte ea. Cristina Alexandru, numărul 3, Elena Mihai, numărul 4 și Georgiana Muraru, numărul 5. Restul sunt de ai casei. Și avem numai 5 numere. Haideți să șeruim un pic ca să fie totul la vedere. Mă dă poți să-mi confirm că se vede randomul? Se vede. Super. Deci avem de la 1 la 5 și câștigător este numărul 2. Ia să vedem. La numărul 2 era, oare cine era la numărul 2? Cineva care nu mai este, oare? A dispărut ordinea aici. Deci a fost numărul 1 Livia. Așa, Raluca Ivănesei. Super, Raluca! Să-ți fie de folos, oricum îți sunt datoare cu un colet. N-am mai apucat să ți-l mai trimit. O să vină și uleiul de peppermint către tine, odată cu coletul pe care urmează să ți-l trimit săptămâna viitoare. Dragilor, dacă în seara aceasta e prima oară când auziți informații despre uleiurile esențiale, eu sper că v-am stârnit pofta de cunoaștere. Dacă știați despre ele, dar faceți parte din grupul scepticilor, știți voi ăla în care am fost eu șefă, șefa scepticilor, sper că am reușit să vă puneți măcar un semn de întrebare și să vă provoc să cercetați mai mult. Iar dacă sunteți deja doterieni ca mine, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Vă doresc alegeri înțelepte pentru voi și familia voastră. Să avem o primăvară în armonie. Numai bine!